Ha, mergem la Bacău, în sfârșit, după atâția ani. Despre asta e episodul ăsta. Mergem la Bacău, scântăm, trecem și pe la părinți. Hai că n-am mai făcut din mult un vlog, sper ca ăsta să iasă, pentru că ultimul episod, cel mai recent episod, nu, a fost eșec total. Nu a ieșit nic bine. Și m-am dat cu cremă, am făcut tratamentul de mutră când pleacă pielea de pe față. Să-i dăm drumul la Bacău. Aoleu, abia aștept, n-am mai cântat niciodată. Deci nu-i chiar în Bacău, în județul Bacău, în comuna Săucești, acolo unde s-au mutat părinții mei și unde am stat și eu din clasa 9-a, 10-a, parcă. Dacă din ce ține eu minte bine. Bă, dar nu mai pot, ce grea e asta. Oh, oh. Da, și trebuie să cântăm acolo. Ești curios cum va fi. De ce întârzi? Tu v-am mai întrebat de ce întârzi? Da. Mamă, cum ai jumătate de față luminată așa ca de Hollywood. Și vorbești, mă, știu să filmezi. Da, asta e, copilărie. Of, bătrânețe, c***ețe. Ne aduceam aminte cu colegii ăștia trei care au mai rămas că primul concert al lui Șoarecu la Corabia, o să vă pun filmări după ce termin acest discurs foarte interesant, cât de tare a evoluat Șoarecu. Și că din toamna asta Șoarecu o să meargă singur la concerte. Acum aș face echipa, facem show-ul nebun și dacă sunteți interesați, cei de acasă care organizează concerte, să știți că Șoarecu o să vină singură din toamna asta de la... Da, mă rog, singură fără mine. O să mai mergem și împreună, dar trebuie să meargă și ea cu fetele ei, își face brigadă de gagici. Drăguț. Cu dans, nu mai dans. O să fie spectacol din ăla nebunesc. Bravo, mă, Șoareci. Ai evoluat. Datorită cui? Nu contează, datorită oamenilor de acasă. Pentru că oamenii de acasă te-au susținut și te-au încurajat. Și eu, dar și oamenii de acasă. Că fără oamenii de acasă nu puteai. Ești nebună? Nici fără tine. Nici fără mine, da. Mă rog, ba da, puteai, dacă cred că era o chestiune de timp. Așa, da, și acum discutam de show, de toate alea și mai ții minte, Dan zice, mai ții minte, mă, primul concert? Aoleu, am făcut și vlog de acolo. Haideți să vă arăt niște momente din vlogul ăla, ia. Am plecat la drum, primul episod de vlog din concerte. Pentru ea e primul concert. Ai emoții? Da. Prima oprire, Corabia. Haida! Mamă, de când am mai fost la o grădină de asta de vară, dar aici eu mă întreb. Ideea e că pe sunet stau bine. Pe scaune, nu știu cât de bine stau. Hei! Hei! Te-ai distrat? Da. Uite, ieși la foliu. Da, asta am și eu. Ia uite, ai și mașină. N-am emoții, deloc. Nu ai? O să ai de seara. O să am, nu? Să vezi tot oamenii aici. O să am, ok. Am făcut și cameraman. Ai grijă că mai trec mașini. Să nu rămână doar camera. Nu poți numai. Ok, deci. Hei, 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 hei. Hei, hei, hei. Și picior față. Stângul. Dreptul. Hei, sus, jos. Ok. Am emoționat. Ai emoții? Da. De ce? Nu emoții mari, emoții de alea înainte de concertul normal, doar când o să fiu pe scenă, cred că o să fie așa vocea. Oh, mama mea! Oh, Maia! Maia! Hai și dacă vă place puțină gălăgie! S-au dus emoțiile? Nu. Nu? Mai ai emoții? Ce faceți, doamnă? Ai iubi, ia zi tu, la ce sunteți, mă, pe ce emisiune la televizor? La Etno. Serios? Da.
Mă, dar le are iubile astea cu dansul, fii, ia dracu mie, ce parașut am fost și eu, iubire. Nu, e rău să trăiești din amintiri. Eu de-aia am venit pentru voi, că am auzit că vine unii să cânte rock. Rock? Da, pe alea care ați cântat voi. Păi da, nu-s rock, alea, doamne. Dar ce, muzică ușoară. Muzică ușoară, da, dar nu-i rock. Ei, Ema, ce faci acolo? Dansezi pe rog? Dansezi pe trotuar. Ai iubit, din două, trei mișcări mi se scoală măciuca la urolă. Ia uite ce urât vorbești, mamaie. Ei, iubi. Mă, mai groasă cu babile astea. A fost bine. Se putea și mai bine atât, nu? Mamă, mereu se poate mai bine. Ați văzut ce mutra avea? Ce emoționat era? Tare. De asta spune vlogurile. Amintiri video. Și să putem vedea evoluția sau involuția. Aia avem de învățat, da? Suntem pe drumul bun. Promiți că o să muncești, da? Mai avem încă de învățat foarte multe, dar către asta tindem toți. Către evoluții, către perfecțiune, deși perfecțiunea s-a născut din imperfecțiune. Mamă, filozof, ceva rău. Da. Hai să ne vedem de drum, trebuie să ne gândim să punem țara la cale. Ursule, pregătește concertele. Am intrat în Bacău, n-am mai fost de mult tare, chiar că în ultima perioadă n-am avut prin zona Moldovei. Anul trecut treceam. Am stat. Anul trecut, da, am avut numai pe aici. E, anul ăsta mai mult prin vest. Da. E la fel. E la fel. Băi, la fel, ești nebun? Cel puțin blocul ăla de acolo e la fel de când am plecat eu. Da, mă, dar uite, arată ca un castel frumos. Da. Șoarece, poate Parisul e un pic mai frumos decât Bacău. Metropola lumii. Da. Ce ai, măi? Ești în Bacău, ai intrat în orașul minune. Am obosit. Obosit, ai stat degeaba. Ai dormit tot drumul. Uite ce tare e duplexul ăla. Hai să ne mutăm la Bacău, vrei? Da, nu. Trebuie să ne mutăm în duplex. Mișa! Aoleu! Cât aporc e. Dulăpior. Și, ei, ai lins ceva pe aici. Zile, oameni, ce ai făcut? Dar zile tu ce am făcut? Ce am făcut? Am încercat să te ajut să te filmez și am uitat un pic camera deschisă. O umplut 60 de giga de memorie. Asta au făcut. O filmat o oră, o lăsat camera, o uitat camera pornită. Trebuie să vină și Tudor. Dar ia mai sună-l, vezi pe unde-i. Da. O mai chiar șoarică un pic, aveam niște pete roșii și i-a zis și mama că n-a așa te duci la concert. Da, nici mai chiar nu pot, nici mai chiar. Mișa, Mișa, țipă-ți-mă, Mișuță, mă, țipă-ți-mă, țipă-ți-mă, Mișuță, mă, țipă-ți-mă, Mișuță, mă. Mișa, purcel de casă, mă întreba oamenii că nu, atunci nu era la modă cu buldogii francezi. Și ce-i ăsta? E porc de casă. Nici nu poate să respire, bă. Purcelul. Purcelul? Purcicu? Uite-ți-o, bă, purcelul. Purcicu? Aoleu! E babă de acum. La concert noi am plecat. Hop, hop, dârlada. O venit și Tudorachil. Tudorachile. Și o să înceapă filmarea aia nebună, că o venit și un prieten aș și să ne ajute cu filmatul. În 3, 2, 1. Secretul meu, dar n-ai nimic mic, deci cu secretul e greu. Plus că te-a văzut obs-
observatorul astronomic, la TV ministru apărării și toți astronomii ne avertizează cu privire la impact, din care mă rog să iasă corpul la ceresc intact. Ce dacă în jurul meu sunt blocuri, case care cad? Văd cum lumea ta ia lumea mea și o duce la remat. Atât de aproape de sol ca fa sau la, aș fi nasol dacă nu ți-aș da ce-ai vrea. Când pleci vin și eu la tine în galaxie, că planeta ta scoate omul din paralizie. Planeta ta, planeta ta, planeta ta, planeta ta. Nu cumva noi ne știm de undeva, n-am nevoie de telescop să văd planeta ta, că o văd cu ochiul liber și o văd din față. Iată de mare, văd copiii cum învață, are propria ei viață. Uite cum se zguduie, nu te supăra, duduie, dar podeaua duduie. Ieși de la bas, stai și de la dumii tale, în orice caz mă vreau partea lumii tale la un pas. De propuneri maritale stau retras, nu fac ce-ar face oarecare. Nu vreau adresa, că n-am rude la NASA, dar știu că o să-mi lași sufletul în fâșii ca gaz. Planeta ta, 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 planeta ta. Concertul a luat sfârșit, ce pot să vă zic. Deci ne-am simțit extraordinar la concert. Oamenii s-au distrat și încă se distrează. Și noi ne-am distrat foarte tare. Pentru prima oară chiar doar că am făcut prea multe poze, dar niciodată nu-i prea mult, mai ales că este foarte puțin ce oferim noi pentru ei. Pentru voi, de fapt. Mulțumesc frumos. Mergem să bem un suc, un pahar de ceva, de apă. Am ajuns acasă, bem un pahar de apă și mergem la București. Da, șoarce? Yes. Ias, ce e ias? Ias, mergem la Bucarest. Asta îmi place. Te-ai distrat tata? Da, foarte mult. Eram în fața acolo. Te-ai distrat mama? Da. Super! Nu uitați să vă... ce zici, șoarece, cât o știi? Abonați? Fă tu finalul. Vă super obicei și ne revedem tot aici pe canalul lui de YouTube, dar și pe Instagram, Facebook și Twitter. Și apăsați clopoțelul, că am văzut că așa zic oamenii. Și nu uitați de subscribe la mine pe canal. Dați un pic, mi-a zis șoaricul cum am primit împreună o scrisoare de la niște fănuți, oamenii care se ocupă de conturile astea, de fanpage-urile astea de Instagram, de Facebook, așa, ne-au trimis o scrisoare și vrem să vă citim și vouă, că noi n-am citit-o. Sincer, voi sunteți din toate punctele de vedere preferații mei. Niciodată nu mi-am imaginat că aș putea sta cu voi în culise să facem poze. Apreciez la maxim pentru toată munca pe care o depuneți. Sunteți minunați și mă bucur enorm de mult. Am făcut primul fanpage cu meme-uri dedicate vouă, care v-a adus un zâmbet pe față. Vă mulțumesc că m-ați făcut să râd de atâtea ori. Vă mulțumesc că mi-ai cântat în căști seara, că doar de dragul vostru am învățat atâtea chestii, printre care și să editez. Dar cel mai mult vă mulțumesc pentru aprecierea clipurilor și pozelor mele. Cu toate că nu am fost și nici nu voi fi genul care va posta în descrieri abureli cu cât de mult vă iubesc și tot așa, vreau să știți că sunteți, ați fost și veți mai fi mult timp de acum înainte idolii mei. Vă ador. Vă drag, cea mai mare fan, Tania. Drăguț. Nu plânge acum. Nu! N-o să plâng. Să trecem peste acest moment emoționant. Vă mulțumim frumos că sunteți alături de noi, că ne susțineți, că faceți meme-uri, că putem să vă inspirăm în ceva, în orice. Să știți că nu asta urmărim, dar ne bucurăm. Șoaricu? Vă ador! Vă pupăm și noi și vă apreciem și ne vedem la concerte și pe internet, că na, de data asta chiar vă zicem, vă pupăm
pa, pa. Vă super pupicim și vă așteptăm tot aici pe canalul lui Ștefan de YouTube, dar și pe Instagram, Facebook. Și pe canalul ei să intrați. Dar și pe canalul meu, nu uitați să lăsați un subscribe, o să vă lase link-ul în descriere. Da, și după ce apăsați pe subscribe, apăsați și pe clopoțel ca să primiți notificările postărilor noastre. V-am pupat, Paul! Pupii! Dau din suflet, dau din inimă, ca la început. Prin tot ce înseamnă muzică, tu m-ai cunoscut. Dau din suflet pentru sufletele alor mei. Ce adăpostesc emoții și dacă vrei. Sunt jumătate înger, jumătate drag, jumătate slab, jumătate smart, jumătate fan, jumătate star. Până și jumătatea mea e jumătate român țigani.